Stimați radioascultători, în această seară discutăm despre fotbal. Dramatism în ultima etapă din campionatul Moldovei. Emil Sami și Petru Cup, care luptau pentru locurile 2, respectiv 3, au pierdut cu același scor de 0-1. Orhienii au fost învinși de Dinamo Autor, Petru Cup de Zimbru Chișinău. Șerif Tiraspolul și-a judecat titlul cu mai multe etape în etapa de final, iar mare necunoscut al acestei ediții este ultimul loc practic pus la bătaie pentru cupele europene. Speranța Nisporeni și Zimbru Chișinău luptă pentru biletele de calificare. Să nu uităm că Speranța încheie campionatul pe locul 4, echipa din Sporeni a învins la baza Zimbru formația Sfântul Gheorghe Soroceni cu scorul de 2-1. După un gol înscris de camerunezul Fabrice Amba Sanuitul 88, Speranța ar putea ajunge în cupele europene în cazul în care Cupa Moldovei nu va fi câștigată de Zimbru Chișinău sau Sfântul Gheorghe Soroceni. Să nu uităm și de Dinamo Nu Auto, care a terminat campionatul pe locul 6, iar Zara a încheiat pe ultima poziție actualul sezon. În ultima etapă, formația bolțeană a cedat cu scorul de 0-2 în fața celor de la Șerif Tiraspol. Această seară avem un invitat special. Este vorba de antrenorul echipei Zimbru Chișinău. Este vorba de domnul Sorin Colceag. Bună seara! Bună seara! Domnul Colceag, vă mulțumim în primul rând că ați acceptat invitația noastră de a fi prezent în acest platou a studioului Sputnik. Deloc întâmplător și lozinca noastră, spunem și cei alții trec sub tăcere sau nu vor să vorbească deloc. Domnul Colceag, de unde până unde și cum ați ajuns în campionatul intern. Și apropo, trebuie să le spunem și radioascultătorilor faptul că dumneavoastră în calitate de portar aveți o bogată experiență, a jucat și la Rocar, Dinamo, București, Universitatea Cluj, Victoria Plzen, s-a ajuns și în campionatul din Mexic. Cum a început această aventură de antrenoria pentru dumneavoastră? Păi are o legătură directă, începutul meu în cariera de antrenorat are o legătură directă cu venirea mea aici și această legătură este Mare Scodescu. Am început împreună cu el la proiectul Academia Hagi, noi fiind printre primele persoane cu care Hagi a început acel proiect, iar el este cel care a intermediat venirea mea aici la Zimbru. A fost greu să vă convingă? Nu, în momentul în care eu am acceptat... Da, discuțiile cu Marius despre venirea mea erau undeva cu jumătate de an înainte de a veni, propriu-zis. În momentul în care am venit, eram implicat într-un alt proiect în România. Am avut nevoie de un timp de gândire, da. A fost undeva puțin delicat, să zic. Cum ați găsit formația Zimbru în primele zile? Dacă vă mai aduceți aminte, bineînțeles. N-am pus să nu mi-aduc aminte. Da, din păcate, jucătorii au trecut așa prin niște momente de confuzie. Schimbarea de antrenor s-a făcut odată brusc. Dau seama că și ei au trecut prin momentele astea de confuzie în care n-au înțeles motivele pentru care s-a făcut schimbarea. Și, da, întotdeauna începuturile sunt grele. Noi aveam imediat meci, jucam cu Milsami. Au avut nevoie de timp să se obișnuiască cu mine, eu cu ei. Dificil a fost. A fost greu să-i mobilizați? Mai mult probabil din punct de vedere psihologic. Sau... Da, lucrurile nu sunt ușoare. Încă o dată, în momentul atunci când am venit eu, era unul de puțin așa de schimbări. Veniseră și mulți jucători noi. Erau unii jucători accidentați. Apariția bruscă a unui alt antrenor în cadrul grupului a creat probabil un dezechilibru la început. Am avut nevoie de timp ca fiecare dintre noi și eu și ei să ne căpătăm încrederea unul în ceilalți și să înțelegem mai bine ce avem de făcut. Da, Zimbru a stabilit, practic a repetat un record de acum 5 ani, acea linie de victorie în serie. Cum explicați dumneavoastră, să zicem, acest succes până la urmă, pentru că 5 victorii... Da, noi am luat lucrurile pas cu pas. N-am avut în vedere niciun fel de record la momentul ăla. Aveam doar preocuparea următorului meci. Lucrurile cred că au venit de la sine. Cum se vede și în evoluția noastră, am avut nevoie de un timp de cunoaștere până când ne-am adaptat unul celorlalți și atunci în momentul când am ajuns la o stare de echilibru, am reușit să facem și seria de victorii. Cât de afectați au fost jucătorii de acele 17 puncte de punctare? E destul de greu de
acceptat, mai ales că informațiile pe care le-am primit noi nu au fost niciodată complete și eram într-o stare de confuzie legat de motivele, de ce și așa mai departe. Scopul meu a fost întotdeauna să-i fac, să le duc preocuparea la ceea ce se întâmplă pe teren. Pentru că tot ce a fost cu depunctarea erau lucruri care nu depindeau de noi și atunci era mai bine pentru noi să ne preocupăm pentru ceea ce putem să facem. Ce le-a șerut, în primul rând, elevilor dumneavoastră la primele antrenamente? Le-am cerut să dea maxim. Să-și caute în ei resursele să dea maxim. Pentru că în momentul în care i-am cunoscut, aveam impresia că fiecare poate mai mult, numai că fiecare avea motivele lui personale în care nu, pentru care nu reușea să dea sau poate că nu vrea să dea 100%. Iar pentru mine asta a fost principalul obiectiv, ca ei să înțeleagă că rolul meu acolo în primul rând este să-i ajut ca fiecare dintre ei să reușească să dea maximum. De maniera asta, poate regăsindu-se unii dintre ei și alții să se descopere că pot mult mai mult decât ceea ce dădeau la momentul ăla. Bine, cum s-a părut dumneavoastră această ediție de campionat și în mod special acest final? Un interesant. Vorbeam înainte de intrarea în emisiune de publicul care ar trebui să vină un număr mai mare la meciuri și eu cred că finalul ăsta de sezon ar trebui să încurajeze să vină la stadion. Pentru că a fost o luptă, ați văzut, multe echipe care au intrat în jocul ăsta al rezultatelor legate de clasament. Meciuri frumoase, goluri. Eu cred că a fost o publicitate pentru fotbal destul de bună. Da, dacă ați făcut referire și la discuția pe care am avut înainte de a intra în studio, spuneați un lucru interesant și anume faptul că avem nevoie de spectacol. Spectacol care ne lipsește în divizia națională, motiv pentru care avem și puține lume, spre exemplu, spectatori în tribune. E greu să imprim un alt joc echipei, astfel încât să devină spectaculos și interesant publicului, cel puțin în campionatul intern, sau toată lumea este în goană după aceste rezultate. Cu orice scop. Da, acum depinde fiecare antrenor în ce latură se vede. Pentru mine e important spectacolul, pentru că, în primul rând, înainte să vin la Zimbru, am fost implicat în proiectul de dezvoltare a fotbalului în România, timp de aproape 2 ani. Iar una din perspectivele pe care le-am realizat atunci lucrând în acel proiect este că fără spectatori fotbalul nu are niciun fel de sens. Și acum, în postura de antrenor a unei echipe care trebuia să-și atingă niște obiective, n-am lăsat niciodată la o parte partea frumoasă a fotbalului. N-am gândit niciodată jocul, trebuie să câștigăm cu orice scop, mai mult era să încercăm să câștigăm prin felul nostru de a juca. Și cum vedeți astăzi, Zimbru? Cum ar trebui să joace? Considerați și calitățile jucătorilor pe care i-a aveți la dispoziție, pe care i-a antrenați. Da. Acum, la final, pot să spun că eu personal mi-am îndeplinit cele două obiective pe care le aveam la începutul acestui parcurs. În primul rând, le-am spus și lor, obiectivul meu principal legat de echipă era să creăm o echipă, un grup în adevăratul sens, iar ei au simțit asta de-a lungul timpului și satisfacția cea mai mare pe care am avut-o a fost când ei s-au unit și s-au strâns și au mers împreună să sărbătorească. Pentru mine asta a fost lucru cel mai împlinirea maximă. Iar al doilea lucru, faptul că, în primul rând, datorită lor, am reușit să creăm o formă noastră de a juca care a avut și rezultate. Care până acum a fost cea mai grea partidă, spre exemplu? Chiar inclusiv grele. Din acele 5 victorii pe care le-ați înregistrat. Toate au fost grele, pentru că fiecare adversar ne-au creat diferite probleme. Noi am trecut la fiecare meci prin diferite momente și toate au fost grele.
Da, de mulți ani nu s-a mai întâmplat ca Zimru Chișinău să bată Șerif Tiraspol. Este un duel aparte, face parte din această tradiție a duelilor dintre Zimru Chișinău și Șerif. Noastră, cum mi s-a părut echipa din Tiraspol? M-ați întrebat de campionat. Uh-huh. Cred că în momentul de față Șerif domină campionatul. Iar ca să reușești să-i bați, e doar o chestie de moment, de să speculezi poate un moment prielnic al tău. Asta s-a întâmplat la meciul ăsta. Noi am profitat de faptul că deja ei câștigaseră campionatul, au venit cu siguranță mai relaxați la meciul ăsta, iar noi am dat tot ce am putut la meciul ăla. Bine, dar prin ce se deosebește totuși această echipă de celelalte? Șerif, prin ce anume? Cred prin valoarea jucătorilor și puterea organizatorică a clubului. E foarte greu să ai ritmul lor cu jucătorii pe care i-au. Toate șansele pentru calificarea în campionatul european se joacă practic în cupă. Da, cupa ne... Este... A rămas ultimul drum pentru cupele europene. Ba, dar este totuși o posibilitate. Sunt total diferite aceste partide, spre exemplu, în cupă decât în campionat? Altfel tratați dumneavoastră ca antrenor și cum? Absolut, absolut. Sunt doar două meciuri în care depinzi de viitorul tău, plus că reîntâlnești echipele cu care joci și le, cum să spun, îți poți crea anumite, să zic, sau există o parte mai în care poți să te aștepți la ceva din partea adversarului. În campionat, trecând de la un adversar la adversar, trebuie să te readaptezi de fiecare dată condițiilor. Pe când la meciurile de cupă deja știi adversar, normal și în campionat știi, dar te apropii mai mult de zona de cunoscut decât de necunoscut. În general, nivelul campionatului, cum vi se pare? Da. Nu știu să dau așa... Spuneți-mi sincer, așa cum credeți, cum simțiți ceea ce ați văzut, spre exemplu, în teren. Mi-a plăcut foarte mult intensitatea meciurilor, cel puțin toate meciurile care le-a jucat Zimbru. Asta e clar, mi-a plăcut. Mi-a plăcut și calitatea anumitor jucători chiar foarte interesanți. Da, un nivel destul de bun. În ultima perioadă am văzut mai mulți jucători care au trecut pe la Zimbru, după care au plecat la Poli Iași. Bineînțeles, s-a întâmplat într-un anumit context, dar s-au adaptat destul de bine. Chiar anul trecut au jucat și în faza play-off acei jucători, deci chiar această echipă a izbutit. Cel puțin pentru mulți a însemnat o performanță mare pentru Politehnica Iași. Cât este de greu pentru unii jucători din campionatul nostru să se adapteze în campionatul României? Este o diferență mare sau în România sunt anumite echipe ca și Șerif Tiraspol foarte bine, foarte bune din mai multe puncte de vedere și restul cam sunt la același nivel? Ce se întâmplă acolo, spre exemplu, dacă ați fi să faceți o comparație? Da, cred că banii care sunt în fotbalul românesc sunt mai mulți decât în Moldova și ca atare... Nivelul jucătorilor care vin în campionatul României nivelul lor e mai ridicat decât nivelul jucătorilor din Moldova. Și e clar, când ai bani și reușești să strigi mai mulți jucători de valoare împreună să joace, e clar că echipele au altă valoare și alt nivel. Și implicit campionatul se duce la un alt nivel. La echipa Zimbru, bine, așa cum spuneam, este o formație cu o mare tradiție, o echipă care întotdeauna nu știu, a trezit doar impresii pozitive atunci când ai luat, spre exemplu, în cupe europene și multe alte lucruri și practic toată capitala, dar și foarte multă lume din țară, microbistă, bineînțeles, echipa de suflet este echipa Zim. În ultimii ani, mă rog, s-a întâmplat ce s-a întâmplat, se investește mai puțin, probabil în limita posibilităților. Baza este practic echipa de tineret, școala. Noastră, v-ați făcut parte din acest proiect, Academia Hagi. Cât de greu este de a implementa un asemenea proiect, gen Academia Hagi în Republica Moldova? Ce lipsește școlii Zimbru, spre exemplu, astăzi de a deveni un pilon de bază, de a furniza în continuare talente? Păi, în momentul de față, Zimbru nu-i lipsește foarte mult, pentru că proiectul ăsta Academie există și Zimbru a produs jucători permanent.
Marius Codescu e deja de un an jumate și lucrurile pe care le face în cadrul Academiei au consistență și deja dau rezultate. Și așa din ce am văzut eu, există mult potențial în Academie. Sunt mulți jucători tineri, având posibilitatea să văd majoritatea jocurilor lor la toate categoriile de vârstă, pot să spun că Academia Zimbru chiar are viitor. Chiar câți jucători, spre exemplu, la echipa a doua, i-ați vedea în urmă, nu știu, în următorul an în echipa pe care o antrenați, deci în prima echipă? Dacă există răbdarea necesară și există curajul de a lucra cu tineri, o să vedeți destul de mult, să știți. Pentru că ce e îmbucurător că pe fiecare generație vor fi câte cel puțin 2-3 jucători care pot face pasul spre echipa întâi. Gândurile mele, spre exemplu, sunt jucători de 2000-2001 pe care eu îi văd în momentul de față că ar trebui să facă parte din lotul echipei întâi. Am văzut foarte puțini antrenori, spre exemplu, curajoși, care ar avea tupeul, să-i spunem în sensul bun a cuvântului, de a titulariza jucători de 16, 17, 18 ani, care, într-un fel sau altul, i-ar căli cu meciuri tari. Nu știu, se întâmplă de puține ori pentru că antrenorul nu are curaj, contextul nu-i permite sau nu prea avem jucători, să zicem, de calitate, care ar putea face acest pas la vârsta de 16, 17, 18 ani. Pentru că dacă ar fi să facem o scurtă analiză și în campionatul Franței și în campionatul Germaniei, vedem jucători foarte tineri de 18, 19 ani, 17 ani, în special germanii care mizează foarte mult pe talente și chiar îi promovează. Fie că au acest curaj, fie că au, nu știu, această știință a jocului. Cum se întâmplă? Cum vedeți dumneavoastră? Da, acum, cred că răspunsul e undeva câte un pic din toate. Am văzut o statistică după campionatul mondial în care arăta vârsta medie a jucătorilor din primele 4 echipe de la campionatul mondial, vârsta medie la care au debutat în Liga 1. Și se pare că a fost campionatul mondial cu jucătorii prezenți la campionatul mondial care au început de tineri, la vârste foarte mici, media era undeva la, dacă nu mă înșel, 19 ani și jumătate era media jucătorilor. Deci cei mai tineri jucători debutanții Liga 1. Dar aici e un alt context, că nu, dacă nu mă înșel, majoritatea dintre ei debutaseră la echipe mai mici. Și acum legătura este că, într-adevăr, în toate țările astea care au ajuns în faza finală a campionatului mondial, se investește și există o preocupare foarte mare în creșterea de jucători, deci nivelul jucătorilor este tineri, este ridicat. Apariția lor în cluburi mai mici înseamnă exact ce spuneați, un curaj din partea antrenorilor, pentru că proiectul acolo e de o altă formă, trebuie să încurajăm jucătorii crescuți de noi și atunci există o mai mare încredere în a promova jucătorii ăștia. Și contextul este, trebuie să jucăm cu jucătorii noștri și atunci toți factorii ăștia dintr-o dată sporesc lucrurile astea. Domnule Colceagă, l-avem pe linia telefonică pe președintele clubului Speranța Nisporeni. Domnule Fros, bună seara! Bună seara! Domnule Fros, nu știu, să vă felicităm sau sunteți nemulțumiți de acest loc 4? Pentru că este o performanță pentru Speranța Nisporeni să ajungă practic la un pas de primul campionatului național, luând în considerație că este un proiect tânăr. Dumneavoastră mă felicitați, ori mă întrebați. Da, nu știu, eu v-aș felicita. Am avut un alt scop și poate că ați fi reușit cu mult mai multe. Părerea dumneavoastră. În acest sezon e bine ceea ce am făcut. Cum credeți că a fost această ediție, dacă ar fi să analizați toate aspectele, deci pe durata întregului sezon, luând în considerație și faptul că s-a schimbat sistemul de joc, primăvară, toamnă, nu știu, poate ați trecut pe niște perioade mai proaste sau din potrivă, a mers foarte bine în acest sezon pentru dumneavoastră. Dar dacă ați fost atenți, noi suntem echipa care am avut 11 remizi în acest campionat și clar că trebuia să ajungem la acest lor 4 cu atâtea probleme. Eu zic oricum, Zimbru începuse cu mult mai prost ca noi și mergea acolo unde ea mergea. S-a întâmplat la ei ce s-a întâmplat. Spre sfârșit de campionat a venit nou antrenor, care îl aveți în studio acum. Bravo lui! Mai venit și niște piese și niște jucători buni pentru campionatul nostru și ceea ce ei într-un moment li s-au
Adică ei au hotărât între ei să dea punctele astea celorlalte echipe, că nu l-am făcut-o eu. Ei sunt toți supărați pe Speranța. Speranța nu a avut nicio treabă aici. Au fost cei care au orice club la Steaua, Barcelona, Manchester City. Sunt oameni care duc toate lucrurile să le fac. Și nu învinuiesc pe altcineva. Spre exemplu, Real Madrid juca cu cineva din Liga 2 la Cupa Spaniei și au fost deputați, pentru că au băgat jucător, chiar jucătorul rus, care a jucat pe campionatul european, cum îi zice Cereșeu. Dar aia nu trebuia să fie ei. Dar ceea ce s-a întâmplat, i-au îndrăit pe ei, i-au consolidat și noi, într-un fel, ne-am relaxat. Asta și-a fost sfârșitul de campionat. La sfârșit, ați văzut că am izbutit să ne spunem și noi cuvântul nostru și am făcut-o, să zicem, că nu mai rău ca Zimbru și nu merităm mai puțin ca Zimbru acest loc 4. Vrem să vă felicităm cu ocazia faptului că ați avut recent chiar și un debutant la echipa națională. E vorba de Constantin Sandu, care a fost prezent aici în studio săptămâna trecută. Mai aveți jucători care credeți că ar bate la ușa echipei naționale? Da, eu zic că la noi sunt astfel de jucători, cum ar fi Dragan. Eu zic că acum bate la ușa națională și Ștefan, capitanul formației. Eu zic că el acum e unul din cei mai buni, dacă nu ar fi cel mai bun chiar fundaș central. Asta pot să confirme mult, iată și domnul Colceac stă acolo și uite la schemele de joc a Speranței și înțelege că fără un Ștefan în echipă la Speranța sunt probleme. Am văzut și meciul cu Petrocub, unde am dominat 80%, am avut ocaziile noastre, dar am pierdut pentru o greșeală simplă de fundaș central, unde nu ne-a ajuns acest Ștefan. Speranța Nisporin demonstrează foarte multă ambiție în ultimele sezoane. Cum se dezvoltă fotbalul la Nisporin? Bine, mă refer la echipa de juniori, dacă aveți sau hai de tineret. Să zicem, la echipa de juniori, acum acest sezon au jucat, chiar din la echipa de juniorat, au jucat trei copii, anume din Nisporin, de la școala din Nisporin. Și eu zic că asta e în progresie, e ceva normal cu echipele de rezerve, pentru că nu era așa o posibilitate, nu erau acești copii să joace. La Speranța Nisporin se construiește o arenă numai rea ca Zimbrului și eu zic că ea va fi a doua în țară după Șerif. Cu 7.000 de locuri, puțin mai mică, dar mai, eu zic că va fi mai nouă, mai actuală, mai ceva mai, să zic, mai de zilele noastre, construită acum. Va fi această arenă construită anul viitor, la sfârșit, din câte eu știu, va fi dată în exploatare. Noi, venind în Liga 1, în acești 3-4 ani, am construit și o arenă micuță de 400 de locuri artificiale. Adică noi, Clubul de Fotbal Speranța, parcă am zice așa, dar acest clubuleț micuț, care astăzi e pe locul 4, și-a izbutit cu ambițiile lui să convingă multă lume că e nevoie la Nisporeni de performanță, că e nevoie la Nisporeni de un stadion și multe lucruri. Da. Da, în cazul în care veți avea această șansă, într-un fel sau altul, Speranța ar ajunge, spre exemplu. Voi chiar credeți că Zimbru se poate înțelege în finala cupii cu Șeriful să le dea Șeriful să-i dea Zimbrului cupa? Nu. Sub nicio formă. Nu credem acest lucru, dar știți cum? Va fi. Deci veți avea această posibilitate. Nici cum. Bine, asta înseamnă că sunteți foarte... Și credeți că noi Speranța... pregătim pentru cupele europene, vă zic așa, cum știu eu. Mult optimismul dumneavoastră. Poate orice să se întâmple, dar dacă luați statistica, eu mă uit la statistică, dacă te uiți la statistică, chiar nu vă puteți da seama că Zimbru e acolo unde e, stă pe loc, nu promovează, managementul echipei e la pământ, incomparabil cu Speranței și... chiar să o facă ei atunci în anul ăsta să bată un Șerif, uitați-vă cu Cubărev au câștigat când în câți ani urmă 2007 o cupă, da? Zimbru, da. Și ceilalți ani, după cum știm, a mai fost Octavian Moraru, care a făcut o micuță performanță în 2002 ani urmă, unde a dus careva fotbalist portughez și într-adevăr echipa era o echipă destul de ok, i-a ocupat locul 3 în campionatul ăla, unde chiar și atunci noi am jucat cu ei, cu Zimbri, am bătut 1-0 în 92, în 92, meciul, a doilea meci am primit 1-0 noi și am jucat un egal. Chiar cu Zimbru eram la... și chiar echipa Zimbru e și echipa sufletului meu, pentru că când aveam 19 ani jucam în campionatul Unii Sovietice la această echipă.
Nu am nimic contra echipei, nu am nimic contra antrenorilor, staff-ului, nimic. Dar sunt supărat într-o măsură oarecare că ei ne-au învinuit pe noi. Că noi, eu sunt Alec Popa, care duc la echipă toate, monitorizez toate schimbări, nu schimbările, cartonașele galbene, roșii care sunt, și împreună cu acum actualul director de club, Oprea, fiind la Federația Moldovenească de Fotbal, care știa că asta se petrece, numai că el vă zic un secret. El a vrut Oprea să ne bată în cap pe noi și pe Zimbru. Știind că voi faceți asta și liniștindu-l pe Alec, eu vă dacă acum vă dau așa, ca să înțelegeți ce s-a întâmplat la voi. Și ca asta să ne ia pe noi, să ne ia, să vină să ceară de la voi bani ca să nu iasă informația mai departe, nu dădeați voi banii respectiv, vinea la mine și zicea: Petru, uite, îți dau locul 4 dacă îmi dai asta. Asta a vrut-o Roma Antinichie de la Federația Moldovenească de Fotbal împreună cu Alexandru Oprea. Și voi, până la urmă, supărarea mea e clară, pentru că eu nu am avut chiar nicio treabă aici. Absolut nimic nu am avut. Și eu nu înțeleg de ce suporterii Zimbrului ori același antrenor care stă lângă dumneavoastră e supărat pe Speranța. Ce? Pe Speranța ce vrea să dezbrace în fața voastră? Ce trebuie să fac? Nu s-o fac niciodată Speranța în fața nimănui. Domnule Frunză, ați făcut o referire la statistică. Aveți perfectă dreptate că dacă ar fi să analizăm cine a câștigat cupa în ultimii ani. Dar dacă analizăm, spre exemplu, rezultatele înregistrate de Zimbru în ultimele 5 etape, Zimbru și-a revenit și a câștigat tot ce se putea de câștigat. Asta am remarcat și eu. Da, am revenit, dar știți, v-am zis eu că ei și-au revenit atunci când au primit minusul ăsta, dezavantajul ăsta de puncte, și Zimbru, până la urmă, eu zic că a fost ultimele etape, 7 etape, zic 6, nu... Nu am statistica în fața mea. Chiar, sincer vă zic, mi-a plăcut echipa. Nu pot să zic. Da, ne-au dat un gol, mingea a ieșit în afara terenului de joc, primul gol cu noi, dar oricum Zimbru, din meciurile care le făcuse acum în ultimele meciuri, adică în campionat, s-a prezentat destul de ok. Eu zic că a fost echipa cea mai bună în ultimele meciuri. Adică cea mai motivată, nu știu că să zic motivată, dar adică după, haideți să ne luăm la loturile echipe, dacă te uiți și ei de la numărul 1 până la 800 la noi și la ei, înțelegi că ei au fotbaliști de valoare mai mare. Eu nu vreau să zic că jucătorii noștri au o valoare mai joasă, dar noi suntem mai buni la știți cum se zicea înainte, joacă două echipe, Germania și cine va câștiga tot una Germania, câștigă nemții. Pentru că disciplina, noi o avem, o disciplină, că avem o strategie de joc. Ceea ce nu vreau să... La Zimbru sunt jucători. Băi, cum zice, atacantul care a dat acum gol, numărul 9, numărul 10, au jucători de la Naționala Moldovei, au... Atunci mă dați seama că noi chiar eram inferiori la acest paragraf Zimbrilor. Dar... Asta e rezultatul de astăzi. Noi suntem 4. Chiar felicit toți nespărinenii cu această ocazie. Da, vă felicităm și pe dumneavoastră. Este foarte plăcut când vedem aceste echipe mici, care, mă refer, care nu au o bogată tradiție așa cum are, spre exemplu, Zimbru Chișinău sau Sheriff Tiraspol, dar care au suficient și știință de joc și capacitate de a mobiliza o formație. Vreau să mai zic înainte de a mă deconecta. Da, spuneți. Da, eu oricum sunt sigur că o să mă mai sunați, o să mai vreți interviul de la mine. O să vă placă asta ce să mai zic. Astea două echipe, Zimbru și Sheriff, astea trebuie să stea în start de după 5-7 etape plecate de noi, cei care mărunței venim din spate după tot ce au ei, trebuie să stea acolo să bată pentru un cu doi campionat de campionat. Și pe mine știți ce mă mai miră? Când ei rămân supărați cu un țințărel de ăsta micuț, ea ne-a intrat în picior. Mă, bun, trebuie să fiți cap sus, să vă faceți treaba ok și să nu fiți supărați pe țânțărașii ăștia mici. Noi chiar suntem niște țânțărași pe lângă voi, dar suntem disciplinați absolut la tot ce facem. Eu când ies din casă am program, știu unde se duce fiecare, ce face, antrenorul are planul lui de lucru. Nu căutăm neapărat, pentru că nu avem salarii mari, nu avem condiții așa de mari și nu poți la baza noastră. Uitați-vă, a jucat Bambara la noi, da? Da. Vă dați, a venit la ei, joacă
cu salariul cu mult mai mic. Vă dați seama, la noi să aducem la Nicureni un jucător, eu trebuie să-l plătesc triplu ca el să joace. Și la Zimbru când vine, având așa o infrastructură, vă dați seama, este în centrul orașului, are absolut toate condițiile, are absolut tot. Mai pe scurt, mesajul meu pentru cei de la Zimbru, și le doresc să câștige cumva. Chiar le doresc. Noi dacă nu nimeri, noi deja am făcut o performanță, suntem patru. Bine, nu nimerim în cupele europene anul ăsta, ci să termină lumea, asta e fotbal. Pur și simplu, eu știu unul. Noi suntem cu mult mai disciplinați și mai știutori de ceea ce vrem noi de la Speranța, decât multe echipe în campionat. Asta e o situație, nu pot să ne... Speranța e vinovată. De ce e Speranța vinovată? Că voi v-ați dus, l-ați spus pe Onica și a jucat 7 meciuri de-a rânduri fără să stea în fiecare lua roșu. Ce vină am eu? Și chiar vreau să iasă cu o replică în fața în careva studio la o televiziune să zică, băi, dar într-adevăr oamenii ăștia n-au nicio treabă. Ce rău le-am făcut eu? Ce au vrut să mă duc eu să mă așez în fața Sfântul Gheorghe? Sfântul Gheorghe, uitați ce făcea. Sfântul Gheorghe joacă la Zimbru. Se bat, băi, incredibil. Sfântul Gheorghe cu echipa a doua joacă la Șerif. Nu ce avem. V-ați văzut în România Dinamo cu Steaua să facă lucruri care au făcut ăștia? Golul marcat de Zimbru cu Șerif era ieșit ca și cu Speranța în afară de joc. Nici un jucător de la Șerif nu a zis un cuvânt. Mârc nu a zis. Vă dați seama la ce se ajunge. Acum eu mă întreb, domnul antrenor, o să rămân la echipă, cum va juca eu cu Șerif astea 4 meciuri? Eu am de luptat cu Șerif campionatul viitor. O să mă lupt, o să iau puncte. Dar el nu mai are dreptul să le ia. Înțelegeți? Da, vă înțelegem, domnule Fros. Noi vă mulțumim foarte mult. Păcat că timpul nostru este limitat. Noi vă invităm o ocazie în studioul Sputnik a discutat despre fotbal, despre proiectele pe care le aveți și anume Speranța Nispore și de ce nu să fie într-un ceas bun, să învingă cel mai bun și respectiv dacă va fi, așa cum a spus și dumneavoastră, da. Și Speranța Nispore va reprezenta Moldova în cupele europene într-un ceas bun. Va reprezenta-o foarte bine, cred. Dacă ajungem acolo, vom reprezenta-o. Da, vă doresc și dumneavoastră o seară bună. Mersi, vă mulțumim. Eu prea mult am mers spre acest loc 4, prea mult suflet am băgat și când îl bagi de dimineață până noaptea, ți nu-ți mai vine de glume, poți să plângi, poți să o iai lăturea să fugi, pentru că până la urmă, hai să-i fac un compliment și Zimbrului. Zimbru e pe 5, Speranța e pe 4 și Zimbru e clubul mare. Nu noi suntem cei mari care... Dacă noi și terminam pe 4, vă zic eu, nu era o catastrofă. Catastrofa e la Zimbru acum, nu la noi. La noi e tot ok. Bine, vă mulțumim, domnule Fros. Vă mulțumim și o seară bună. Da, numai bine. După o scurtă pauză, revenim. Studioul Sputnik Moldova. Spunem ce alții trec sub tăcere. Citiți pe site-ul sputnik.md. Interviuri acordate în exclusivitate și investigații jurnalistice. Detalii interesante despre cultura și istoria țării. Infografică, sondaje interactive, fotografii inedite. Adevărul despre ceea ce se întâmplă în Moldova și în lume. Sputnik Moldova. Spunem ce alții trec sub tăcere. Sport. Cu Dumitru Chitoroagă. Da, vă reamintesc, stimați seara de ascultători, invitatul nostru în această seară este antrenorul echipei Zimbru, domnul Sorin Colceag. Domnule Colceag, domnule Fros, mai excentric de felul lui, așa, mai sufletist și-a dorit, așa cum a spus pe final, să obține totuși un loc de cupele europene, dar rămâne totuși la îndemâna Zimbrului. Zimbru, după declarații, poate va fi și mai răutăcioasă în sensul bun a cuvântului și se va impune în fața celor de la Șerif. Foarte multă lume își dorește acest duel și de ce nu ca Zimbru Chișinău să câștige cupa? Noi suntem în aceeași postură ca și celelalte echipe din campionat. Îți dorești să bași Șerif. Cu atât mai mult că dacă ajunge în finală, e un moment și mai special. Mai e până atunci. Da, este un moment special, ne mai vorbind de tradiție și multe alte lucruri, dar ați remarcat faptul că totuși această formație, Șerif Tiraspol, este greu de bătut. Este greu de bătut și pe teren propriu, atunci când, știu, veți avea susținerea 7-8 mii de spectatori care vor veni, spre exemplu, pe strada Butucului.
E foarte greu. Încă o dată, Șerifii e la un alt nivel față de restul campionatului. Și, cum v-am spus, pentru mine există doar momente de slăbiciune ale lor și tu să prinzi cea mai bună zi. Cam astea sunt posibilitățile în momentul de față. Dumneavoastră, cum ai explicat totuși că uitați să vă sunt anumiti jucători? Pentru că Zimbru a fost depunctat, anume din cauza, eu știu, comportamentului unui jucător sau a unor jucători cu... Așa cum menționa și domnule Frost, în cazul lui Onica, spre exemplu. Ce s-a întâmplat? Nu știu, așa a fost să fie sau a retrăit prea mult, a pus prea mult pe suflet, eu știu, anumite momente. N-a fost mobilizat. Vina nu e a jucătorului. Nu e a jucătorului. Au fost niște lucruri care s-au petrecut înainte de venirea mea și atunci nu e corect din partea mea să vorbesc despre ele. Nu cunoașteți, nu știu toate detaliile, nu... Și nu e ok din partea mea să vorbesc. Bine, Zimbru, cu siguranță, este o altă echipă. Și cât de greu este să le oferiți încrederea jucătorilor? Că ei ar putea, în mod special după ce vin, spre exemplu, după o serie de eșecuri. E destul de greu. Cred că asta a fost prima parte a venirii mele aici la Zimbru, a fost marcată de chestia asta, că am fost într-o luptă cu ei pe care încă nu pot să spun că am câștigat-o, în care să-i fac să înțeleagă de valoarea lor, în primul rând, și apoi de valoarea pe care o pot avea împreună, având încredere unul în celălalt. E un proces care durează de la jucător la jucător. Dar am avut noroc să găsesc niște jucători, mai ales ca și caractere de valoare, și cumva, chiar dacă lucrurile n-au mers atât de repede cum ne-am fi dorit, dar lucrurile au mers în direcția bună. Cum mi se pare totuși această ediție de campionat primăvară-toamnă, deci organizat diferit decât era până acum? Dumneavoastră cu siguranță veți avea o perioadă de pregătire acum în iarnă. Nu știu, veți avea careva cerințe astfel încât, știu, să aveți mai multe turnee de pregătire undeva în străinătate, unde vă va permite mai mult clădnițele climaterice sau acolo se vor aduna mai multe echipe și respectiv veți avea un mai mulți adversari pentru pregătire. Deocamdată n-am făcut încă planurile. Încă suntem prea aproape de terminarea campionatului, încă vrem să ne liniștim după campionatul ăsta, vom avea destul timp să creăm un plan. Nu este o perioadă poate prea îndelungată, pentru că practic pe 15 martie începe campionatul. Da, nu știu, cred că Federația Moldovenească poate să tragă o concluzie legat de dacă e mai bine sistemul ăsta așa primăvară-iarnă, după câteva campionate. Cred că e prea devreme acum, după un singur campionat, să trag o concluzie dacă e bine sau nu. Vom vedea. Bine, în perioada de iarnă v-ați dori cu siguranță poate anumite cantonamente. Am văzut, aveați și organizat câteva meciuri amicare, unul dintre ele cu FC Botoșani. Nu știu, poate aveți un plan de a juca cu mai multe echipe din România. Cu siguranță. O să vedem în primul rând ce posibilități vom avea și în funcție de asta să ne găsim adversarii care să ne ajute în pregătire. Domnule Frost făcea referire la managementul din echipă. Care este relația dintre dumneavoastră, de exemplu, și domnul Codescu, conducerea și echipele? Și care este atmosfera la club? În momentul de față, ce să spun... Există încă o stare de căutare, așa să zic, de cercare de a liniști cumva lucrurile. Am trecut prin niște momente destul de grele la club. Sperăm cumva ca perioada asta, vacanța asta, să ne aducă și liniște la nivelul managementului. Cum știți, au fost niște schimbări și în cadrul conducerii clubului. Sperăm să avem liniște asta și echilibru pe mai departe. Dar această liniște depinde probabil și de, nu știu, obiectivele, sarcinile pe care și le pune administrația față de jucători, față de echipă. E greu, nu știu, de a răspunde acestor sarcini. Sau ce își dorește administrația, spre exemplu, clubului? Deci ce obiective asta aveți? Va rămâne să definim în zilele următoare ce ne propunem pentru anul viitor, să vedem ce resurse avem, ce potențial avem pentru ceea ce ne propunem, sau dacă nu, o ajustare conform
a ceea ce putem să avem, o ajustare a obiectivelor pe care ni le propunem. La exemplu, Chișinău, dacă nu greșesc, începând cu anul 2008-2009, s-a încercat a face performanțe cu bani mai puțin. Cât de real este acest lucru? Nu știu, 2008-2009, ce s-a întâmplat, dar pentru mine un proiect bun al clubului ar fi încă o dată reîntoarcerea la rădăcinile Academiei. Pentru că, exact cum vorbeam mai devreme, există mult potențial și un proiect bazat pe Academie ar fi viabil, din punctul meu de vedere. Cu riscul, dar în primii ani poate să nu ai performanță, dar gestionat bine, poate produce bani pentru că poți crește jucători care se pot vinde pe bani. Bine, Academia Hagi este un exemplu în România, care a produs foarte multe talente, mulți jucători evoluează în străinătate, în campionatul din România, chiar și în echipa națională. De câți ani a fost nevoie de a construi acest proiect și ca acești jucători să crească, deci să ajungă la un nivel? E o diferență între Zimbru și Academia Hagi. Hagi a pornit de la momentul zero, Zimbru e undeva mult mai departe. Deci termenii de timp nu se compară Academia Hagi cu Zimbru. Zimbru deja produce, are jucători. Trebuie doar, cum vorbeam mai devreme, curajul și determinarea de a face un proiect de manieră asta. Bine, o diferență și de bani, probabil, de bugete. Absolut. Absolut. Dacă ar fi să vorbim în cifre, cam... Habar n-am. Nu, nici n-ați făcut o analiză, spre exemplu, pentru un proiect eventual la nivel de juniori, cât se investește. Nu știu dacă e rolul antrenorului să facă asta. Nu m-am pus niciodată în postura asta. Bine, de regulă, spre exemplu, unii administratori, unii președinți de club analizează. Da, dar eu n-am postura de director sportiv, doar de antrenor. Deci, probabil, discuțiile astea legate de bani ar fi mai mult legate de un director tehnic. Dar nici măcar nu vă implicați dumneavoastră ca antrenor, deci nu considerați... Dar nici nu vreau, nu cred că e rolul meu ca antrenor să fiu băgat în lucrurile astea. E greu să motivez totuși un jucător care se plânge de salariu. Asta se întâmplă în genere. Da. La preocuparea mea întotdeauna de starea de bine a jucătorilor, care înseamnă și lucrurile astea. De asta cum încercați să-i încurajați, poate, din punct de vedere psihologic, pe unii dintre ei? Pentru că ei trăiesc totuși o dezamăgire. Sunt foarte mulți jucători, spre exemplu, care, știți, evoluează un sezon, al doilea, al treilea, al patrulea, nu mai progresează în campionat național și dorește să plece, dar nu are o ofertă. Pe de altă parte... Am încercat să le pun de fiecare dată în față oportunitatea de a obține ceva din punct de vedere sportiv. Și faptul că se pot autodepăși, faptul că se pot cunoaște personal doar dacă se duc la limita maximă. Iar asta a fost obiectivul meu întotdeauna, să le arăt că ei pot mai mult și să le îndrept atenția întotdeauna pe ceea ce au de făcut. Domnule Colceag, propun să discutăm mai multe detalii după o scurtă pauză. În emisie, studioul Sputnik Moldova. Studioul Sputnik Moldova. Informează-te despre evenimentele din țară și din întreaga lume dintr-o sursă alternativă. Chișinău 96.7 FM, Bălți 102.1 FM, Cahul 105.2 FM, Comrat 106.6 FM, Leova 89.9 FM, Bender 101.1 FM, Ungheni 104.5 FM, Pâncești 104.9 FM, Cimișlia 93.5 FM, Ocnița 107.3 FM. Studioul Radio Sputnik Moldova. Spunem ceea ce alții trec sub tăcere. Primul centru de presă multimedia din țară. Videoconferințe online cu orice țară din lume. Înregistrări audio și video din conferințele de presă. Centrul de presă Sputnik Moldova. Sport cu Dumitru Chitoroagă. Vă reamintesc, estimați radioascultători, Sorin Colceag, antrenorul echipei FC Zimbru, este invitatul nostru din această seară. Discutăm despre campionatul național și dacă ar fi să facem o scurtă recapitulare cu mai multe detalii, trebuie să menționăm că Sheriff Tiraspol s-a impus de manieră categorică în această ediție de campionat cu 63 de puncte.
la activ a ocupat prima poziție. Locul 2 și 3 la egalitate de puncte au fost Milsami Orchei și Petrocup Hâncești cu câte 45 de puncte. Speranța Nisporen, care speră, așa cum a declarat Petru Iefros în direct acum câteva minute, au ocupat locul 4 cu 38 de puncte, dar trebuie să menționăm asta și în povintea faptului că Zimbru Chișinău a fost depunctată, deci cu 36 de minute la activ. Anterior, dacă ar fi să analizăm și acele cu 7 puncte, deci dacă ar fi să totalizăm acele 7 puncte cu care a fost depunctată, astăzi Zimbru Chișinău ar fi fost clasată pe locul 4. Deci Zimbru deocamdată pe locul 5, dar atenție, Zimbru Chișinău este în cursa pentru Cupa Moldovei. Pe locul 6, Dinamo Auto cu 28 de puncte, Sfântul Gheorghe Suruceni pe penultima poziție 26 de puncte și Zarea Bălți, care sezonul trecut ne-a reprezentat în cupele europene, doar ultima poziție cu 22 de puncte la activ. Domnule Culceag, ne-am rămas puțin timp, dar ar fi păcat să nu discutăm și despre cariera dumneavoastră de portar, pentru că ați avut evoluții, da, așa cum spuneam la începutul la acestei emisiuni și la Dinamo București și la Rocar, a spus și în campionatul Mexicului. Unde v-a plăcut cel mai mult? Da, asta, întrebarea asta mi-a pus înainte, e foarte greu de definit, pentru că fiecare echipă în care am jucat a reprezentat o etapă din cariera mea și pe toate le privesc cu bucurie și cu mândrie. Fiecare perioadă din cariera mea m-au îmbogățit ca om, în primul rând, m-au ajutat să mă dezvolt și să cresc, să ajung ceea ce sunt acum. Foarte greu, niște experiențe fantastice, le-aș dori fiecare jucător să le trăiască, pentru că am jucat în țări diferite, echipe fantastice. Da, după Revoluție spuneați că prima echipă din străinătate a fost Zagreb, nu? Da, la AEK Zagreb a fost. Aduceți aminte cum a fost acolo prima experiență în afară? A fost chiar astăzi vorbeam de experiența din Croația, am ajuns în Croația chiar la un an după ce se terminase războiul din fosta Iugoslavie, iar țara era efervescentă în ceea ce înseamnă patriotism, erau foarte mulți jucători de calitate în campionat. Vorbesc aici de Prosinețchi, juca în momentul ăla, Marc Viduca, care apoi s-a dus, a jucat la Leeds, a avut o carieră extraordinară, colegi de echipă fantastici, am avut Iurciș, care era capitanul echipei naționale a Croației, foarte mulți jucători de valoare, era un nivel al campionatului fantastic, fantastic. Și niște momente extraordinare, pentru că, încă o dată, nivelul campionatului și jucătorii cu care te întâlneai n-aveau cum să nu te marcheze profund. Dar în care dumneavoastră, practic, ați mai revenit la Zagreb după o perioadă. Da, 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 pentru că în perioada aia nu era legea Bosman și încă aparțineam de club, iar clubul a încercat să mă vândă la diferite cluburi, dar prețul cerut de ei la momentul ăla a fost destul de mare și atunci a trebuit să mă reîntorc la Zagreb. Ați spus și am încă experiență la Lokeren în Belgia, nu? Exact, pe asta a fost problema cu Lokeren, că n-am putut să rămân acolo pentru că fusesem împrumutat de Zagreb și la momentul tranzacției au cerut prea mulți bani și a căzut. Da, este o tragedie pe mulți jucători care, știți cum, n-au putut ajunge la o echipă sau alta pentru că echipa a cerut bani grei și nu știu, poate a fost și bine, poate în detriment, nimeni nu știe, știți cum. E foarte greu să spunem acum. Într-adevăr, erau alte vremuri, era dificil. Dar, cum să spun, tot Zagrebul mi-a dat posibilitatea să ajung la Lokeren, așa că, da, faptul că n-am rămas, li se datorează lor, dar plus minus sunt mulțumit de ce s-a întâmplat. Ați avut și o experiență în Mexic, Tigres, ciudat de Juarez. De Juarez. Da. Acolo cum ați ajuns? Cum s-a întâmplat? Un fost coleg de-a meu cu care jucam la Zagreb a fost transferat la Toledo în Mexic și în contractul care s-a făcut între cluburi era și o perioadă de pregătire a clubului, a echipei NK Zagreb în Mexic, iar noi am participat am avut un stagiu de pregătire în Mexic de vreo lună, unde am fost remarcat de directorul sportiv al Monterrey, la Tigres de Monterrey, iar el m-au contactat prin cadrul clubului, m-au
o dori venirea mea la Monterrey. De aici o poveste puțin mai lungă așa și mai simpatică. Faptul că eu trebuia să ajung în 2000, am fost sunat chiar de Revelion, chiar înainte de anul nou, în 2000, să merg în Mexic. Am crezut că e o glumă, impresarul meu, prietenul meu, m-a sunat chiar înainte de 12 noaptea să-mi spună vrei să mergi în Mexic. Am crezut că e o glumă, nu puteam să o iau cumva la ora aia. Am spus, domne, glumești, hai că vorbim peste oră când o să fie anul nou la tine în țară și o să vorbim atunci. Zice, nu, e o chestie adevărată, vrei să mergi în Mexic? Zic, domne, n-am chef de glume, nu vreau să mai vorbesc. Am închis telefonul, mă rog, la 5 minute mă sună din nou. Zice, te rog frumos, nu închide, înțelege, e o ofertă clară din Mexic dacă vrei să mergi. Zic, domne, n-am chef de glume, că chiar nu e că e ok. El a insistat, mi-a spus, nu închide, o să te sună în 5 minute cineva din Mexic. În momentul când am văzut apelul din, nu cunoșteam prefixul, dar am văzut că e din altă țară, mi-am vorbit cu cineva, mi-a explicat care e situația, dintr-o dată s-a schimbat perspectiva asupra lucrurilor. O experiență fantastică. Eu inițial trebuia să ajung la Tigres de Monterrey, unde în momentul ăla când trebuia să merg eu a ajuns Campos, celebru Campos, așa că în momentul când am ajuns în Mexic am fost pus în fața trei opțiuni, una să mă întorc, una să rămân rezerva lui Campos și să joc atunci când el vrea să intre în atac, el jucând cu numărul 9, când vrea să joace atacant eu urma să fiu cel care intra în poartă, sau am avut acea de-a treia opțiune pe care am preferat-o, să merg la echipa franciză, pentru că e un sistem de franșize în campionatul Mexicului, și să merg la echipa franciză la Ciudad de Juárez. Ei, de fapt, erau Tigrillos de Ciudad de Juárez. Cum a fost campionatul din Mexic? Cum vi s-a părut? Cum? Foarte spectaculos. Un campionat... Chiar le plăcea foarte mult spectacolul. Chiar căutau asta în timpul jocului. De la atitudinea jucătorilor, la felul cum se juca, la oamenii din tribună, tot ce însemna fenomenul fotbal era un spectacol pur și simplu. Lumea la stadion, atmosfera care se crea. Fantastic, o experiență fantastică și în momentul în care eu am ajuns acolo era campionatul cel mai valoros sau să zic cel mai bogat din America Latină și atrăgea foarte mulți jucători de valoare. Am avut la momentul ăla jucători din Naționala Argentinei, am avut din Naționala Costa Rica, un jucător care mai apoi a ajuns în Naționala Uruguayului, erau foarte mulți jucători de valoare în momentul ăla. Portarii de regulă greșesc acolo, foarte mult. Mă refer la jucătorii din America Latină. De ce se întâmplă acest lucru? Ei, pentru că le place spectacolul. Pentru mine, la un moment dat, a fost destul de greu, pentru că maniera mea de a reuși în fotbal ca și portar a fost cea de muncă. Și adeptul muncii am fost și ei erau în partea cealaltă. Portarii erau portarii înaintași, eu îmi vedeam de antrenamentul meu, mă forțau să ies din poartă, erau undeva, mă scoteau din zona mea de confort întotdeauna. Tocmai că le plăcea spectacolul. Pentru ei modelul lor era Campos. Jucătorul care, portarul care iese cu mingea la picior din careu, care începe să joace mai mult decât libero, decât... Nu vi s-a întâmplat să face schimb cu Campos dacă vrea să intre el în poartă, să mergi voi în față? Nu, pentru că n-am ajuns la Monterrey, ci am ajuns la Tigrillos, la Ciudad de Juárez. Da, interesant, expert. Dar ați trecut și pe la Victoria Plzen, dacă stăm să mergem peste CV. În Polonia, nimeni nu-și dădea seama că Polonia abia, probabil că încerca să... în Cehia. Tot în 2000-2004 era un campionat, nu? Da, interesant. O experiență foarte interesantă și acolo, pentru că am avut șansa să fiu antrenat de cel care l-a descoperit pe Pavel Nedved. Și a fost o experiență extraordinară prin oamenii care i-am întâlnit acolo și mai ales colegii de echipă erau în momentul acela... sau Victoria Plzen e un centru de formare foarte puternic în Cehia. Iar la momentul ăla am avut colegi, niște tineri care mai apoi au ajuns la nivel foarte mare în Cehia. Mi-aduc aminte acum de Limberski, care a fost capitanul echipei naționale, Prohaska, care a jucat și el foarte mulți ani în echipa națională, Forșt, foarte mulți jucători de valoare. Și o experiență extraordinară, o îmbinare extraordinară între tineri, aproape ca ceea ce se întâmplă acum la zi, între un grup foarte mare de tineri, de foarte mare valoare, și un grup de jucători mai în vârstă cu experiență. Da, și propun pe această notă să încheiem această ediție.
pe o notă optimistă. Sperăm că această simbioză extraordinară dintre jucători tineri și această experiență, inclusiv experiența dumneavoastră de jucător și al Academiei Hagi în calitate de antrenor, să-i ajute. Pentru că ați avut rezultate bune acest sfârșit de campionat și, de ce nu, Zimbru să câștige Cupa Moldovei, cu toate că sunt și alții de altă părere. Vă mulțumim foarte mult! Și eu mulțumesc! Vă reamintesc, Sorin Colceac a fost alături de noi, antrenorul echipei Zimbru. Eu vă urez o săptămână cât mai reușită, o seară cât mai frumoasă, toate cele bune!